Avem un interviu în exclusivitate cu ministrul de interne din Republica Moldova. Iată, doamnelor și domnilor, ce spune, cine ar putea să fie de vină și care sunt măsurile luate în aceste momente. Bună seara, doamna ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că sunteți aici la noi la Antena 3. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și să știți că pentru noi contează foarte mult că frații de peste Prut sunt cu ochii pe noi și se interesează de ce se întâmplă la noi acasă. Este foarte important ce se întâmplă în acest moment în Republica Moldova, un context extrem de dificil. Haideți să pornim de la ce se întâmplă în aceste zile, pentru că au fost foarte multe proteste, au fost de asemenea reacții în care se vorbește despre o eventuală lovitură de stat în Republica Moldova. Spuneți-ne care este situația în acest moment. Situația în continuare este foarte volatilă. Înțelegem și de fapt înregistrăm o realitate conform căreia provocările vor crește doar în intensitate. Ceea ce se întâmplă în ultimele 8 și plus duminici doar demonstrează că aceasta este o realitate, să fim în continuare pregătiți 24/7. Așa zisele proteste sunt nimic altceva decât un set de acțiuni bine orchestrate, bine ordonate, care sunt țintite asupra societății, asupra politicului, de a provoca destabilizări și a insista pe schimbarea cursului democratic. Ori arestările care au fost desfășurate în dimineața zilei de ieri, urmare și a percheziților, unde au fost reținuți 8 persoane, au ridicat poliția probe care demonstrează că acestea erau implicate în măsuri de recrutare, identificare, transportare, organizare, ghidare a unor grupuri, inclusiv de tineri, sportivi și nu doar, care să opună rezistență forțelor de ordine, inclusiv prin aplicarea violenței. Au fost ridicate sute de mii de lei. Ipoteza este că aceste sute de mii de lei urmau să ajungă în buzunarele celor care vor opune această rezistență și violență, în scrisuri care demonstrează că se dorea o acționare foarte organizată, conform unor scheme prestabilite, inclusiv conform unor scheme care să demonstreze instaurarea unor autorități, pseudo-autorități, care să țină sub control țara. Spuneți că sunt acțiuni orchestrate. Cine le orchestrează în aceste momente? Vorba despre o chestiune externă doar? Sau sunt și persoane din intern care ajută la destabilizare? În spatele acestor acțiuni și manifestații stau penalii fugari care încearcă să evadeze de justiție. Desigur că acționează mână-mână cu anumite partide proruse. Moscova la fel, vedem că este în spate. Miza este destabilizarea, șubrezarea stabilității Republicii Moldova, vulnerabilizarea țării, societății, autorităților prin mai multe acțiuni, inclusiv prin propagandă, prin știri false, prin blocarea business-ului, prin discreditarea autorităților, conducătorilor, inclusiv a forțelor de ordine, pentru a obține o țară slăbită și a o folosi drept monedă de negociere în spațiul european. Au fost foarte multe articole, inclusiv în Statele Unite am văzut, The Washington Post, de exemplu, a făcut o amplă anchetă cu surse atât din Ucraina, atât din Republica Moldova și evident probabil și pe sursele lor de acolo. Se vorbește de faptul că FSB, Serviciul de Informații al Federației Ruse, a băgat 10 de milioane de dolari în astfel de acțiuni. Aveți astfel de informații? Acționăm prin schimb de informații cu partenerii internaționali pentru a înțelege mai bine tabloul de securitate în țară și în regiune. Și astfel și înțelegem cât de vulnerabilă este situația, motiv din care suntem în continuare pregătiți, conform tuturor sau pentru toate scenariile. Avem și planuri de contingență pentru a interveni unde va fi nevoie, iar forțele de ordine își vor face datoria. Și orice acțiune de subminare, orice acțiune subversivă împotriva statului, ea va fi pedepsită corespunzător. Printre cei care sunt cei mai implicați în aceste acțiuni este Ilan Șor. Am văzut inclusiv președintele Maia Sandu a vorbit despre acest lucru. Cum ar putea fi contracarat? Ce face el exact? Care este rolul, dacă se știe la acest moment? Ceea ce este evident că este exploatat această însărăcire a populației, este exploatată situația de majorare galopantă a prețurilor, apoi șantajul energetic impus de către Rusia, totul duce spre a crea acel fond
care să fie exploatat pentru a îndrepta populația împotriva autorităților, ori exact asta își doresc cei se vorbește despre de șor și plus alții. Ca fiind omul de frunte, de bază al Kremlinului în Republica Moldova în aceste O marionetă în acest joc orchestrat de către Moscova, îndreptat spre a deturna situația care, cursul democratic pe care l-am ales să-l construim aici la noi în țară și este folosit pe post de mesager și coorganizator, dar nu este unicul care acționează în acest sens și alți penali fugari sunt parte din acest joc bine orchestrat. Ne dăm seama bine, acționăm corespunzător, inclusiv în cadrul mai multor investigații, suntem în continuare pe linia întâi la datorie. Bun, doamna ministru, vorbeați exact de această destabilizare și evident de problema energetică în acest moment în Republica Moldova. Sunt foarte multe discuții, am văzut acorduri, ajutorul dat inclusiv de țara noastră. Au fost întâlniri aici în România. Care este situația în acest moment? Câte nevoie are Republica Moldova în acest moment de ajutor, mai ales din punct de vedere energetic, dacă este suficient ce este până acum dat de România sau dacă pe o perioadă lungă poate va fi nevoie de mai mult? Păi, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că de 30 de ani Republica Moldova a fost 100% dependentă de resursa externe și anume Moscova. Corect. Asta și-a fost politica guvernărilor anterioare în relația pe care au avut-o cu Moscova. Și exact aceasta este cea mai mare vulnerabilitate și miza în ceea ce privește vulnerabilizarea țării impusă de către Moscova. Acest șantaj energetic este resimțit pe întreg teritoriul sau continentul european. Corect. Plus la care adăugăm și atacurile cu rachetele rusești asupra infrastructurii electrice din Ucraina, la fel aprofundează această vulnerabilitate, motiv pentru care în dialogul extern cu țările partenere democrate a autorităților de la Chișinău exact ține de diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică sau gaze. Desigur că purtăm cele mai active discuții cu România și mulțumesc pe această cale României pentru că câta oară este aproape. Vulnerabilitatea depinde de la zi la zi, cum o vedem, pentru că, așa cum am spus, situația este volatilă. Un singur lucru stabil în relația cu Moscova este instabilitatea. Nu cunoaștem cu certitudine cum va fi decizia de mâine sau poimâine, dacă se vor ține de angajamentele semnate sau agreate. Tot mai mult primim acest ajutor și din partea României. România ne-a ajutat să intrăm și pe alte piețe europene, de exemplu cea din Olanda. Vom cumpăra la alte prețuri, la prețuri mai mari, dar asta este costul independenției. Asta este costul pe care ne-l asumăm ca să rupem această dependență și să construim o țară liberă și democrată. La noi în România se vorbește de aceste factori de prețuri foarte mari. Oamenii cu siguranță au o perioadă foarte dificilă și toți experții ne spun că este foarte posibil să avem în continuare poate și prețuri mult mai mari decât acum. O criză energetică totală, inclusiv erau avertismente în legătură cu un blackout. Cetățenii din Republica Moldova se tem de un blackout în aceste momente? Este evident ca toți cei care trăiesc astăzi într-o lume modernă să fie la un moment dat deconectați în întregime. Deci nu ține doar de moldovenii de la noi, ține de toată populația pe continentul european sau toți cei afectați. Înțelegem că acesta poate fi cel mai sumbru scenariu. Da. Motiv pentru care am și realizat și continuăm să realizăm cele măsuri necesare pentru a evita acest scenariu. Și în primul rând este economisirea. Am început cu un ser drastic de măsuri, tot mai multă populație și business și autorități conștientizează. Deja am realizat mai multe succese în ceea ce privește economisirea. Vom merge în continuare pe aceste măsuri, iar în paralel vom negocia cu țările partenere pentru a aduce energie sau gaze și a evita acel scenariu de blackout. Apropo de economisire, am văzut că inclusiv o ședință de guvern a fost la un moment dat pe întuneric, cel puțin asta nu doar titram una. Noi.
Una. Nu, dar una. Spuneți-mi exact deja, ce se întâmplă. Deja în de mai ăsta? Multe săptămâni, okay, am intrat într-o altă realitate în ceea ce privește funcționarea instituțiilor statului. Okay. Reducem mult din consum. Cel mai simplu lucru, nu ne folosim de toate becurile, nu ne mai folosim de lift, mai scoatem din priză toate încărcătoarele, setăm temperatura la 19 grade, stingem calculatoarele atunci când nu sunt utilizate, am stins iluminatul decorativ, revedem modul cum sunt iluminat astăzi străzile, dacă putem interveni cu un alt regim. Tot mai mulți gospodării casnice la fel își revizuie modul cum iluminează casa. Deci toți conștientizăm că este necesar să facem un front comun ca să trecem peste această perioadă și vom învăța inclusiv cum să raționalizăm resursa cea mai importantă, este independența și libertatea. Vorbeați mai devreme despre rachetele date de Federația Rusă în Ucraina. Pe teritoriul Republicii Moldova a căzut o astfel de rachetă. Știu că au fost foarte multe case afectate. În acest moment, care este situația? Se vor găsi bani să fie ajutați oamenii pentru a-i ajuta să-și repare casele? Sau le este în continuare frică? Tuturor le este frică să trăiască cu un război în vecinătate. Mm-hmm. Celor care locuiesc la frontieră, celor care aud în fiecare zi explozive, bombe, care văd lumina acestor explozii, desigur că le este și mai greu. Acum, casele și distrugerile care au fost provocate de acea explozie au fost evaluate, este clar suma necesară de a fi alocată, ea se va găsi, vor fi alocate aceste resurse, astfel încât localnicii să-și poată construi acele case care au fost afectate, geamuri, acoperișuri și să poată să trăiască în continuare într-o normalitate cu un război la frontieră. În paralel, sunt desfășurate investigațiile necesare pentru a constata cu certitudine care au fost toate circumstanțele. Cert este că aceste rachete, care, printre care și au sorvolat unele spațiu aerian, iarăși sunt menite să inducă panică, sunt menite să demonstreze o putere și manipulare a Moscovei asupra regiunii. Noi colaborăm cu Ucraina așa cum am făcut-o din primele zile, facem schimb de informații, așa cum fac parteneri și vecini de încredere. Ne ajutăm reciproc, Ucraina ne-a și oferit asistența necesară pentru investigații. Înțelegem că ei sunt solicitați prea mult ca să le mai furăm din timp și resurse, dar vom colabora și în cazul acestei anchete. Ceea ce este cert că aceste rachete țintesc infrastructura și civilă, și de transport, și electrică, pentru a vulnerabiliza întreaga regiune, pentru a provoca noi presiuni, printre care foarte cert și posibil este un al doilea val de refugiați, care va fi mânat nu doar de război, dar inclusiv de iarnă, de frig, ori exact și aceasta este miza Moscovei. Apropo de regiune, există această situație cu Transnistria. Care este în acest moment, în contextul actual, situația? Mai sunt conflicte, au fost la un moment dat ceva revolte acolo. Vă întreb și pentru că analiștii militari vorbesc de multe ori despre dorința, dacă vreți, a lui Vladimir Putin de a face legătura Odessa-Nicolaev-Transnistria. Păi nimic nu s-a schimbat în acești 30 de ani. Transnistria este acolo unde este. Regiunea transnistriană este parte a Republicii Moldova. Dintotdeauna Moscova și-a dorit un pilon aici, în coasta Uniunii Europene, pentru a influența, a determina, a pune presiune în relațiile, negocierile cu Europa. Motiv pentru care își menține în continuare și trupele ruse, chiar dacă aceste negocieri purtate timp de 30 de ani aveau ținta să aducă o altă soluție, ele niciodată nu au fost în interesul Chișinăului. Și acest scenariu la care v-ați referit este luat în calcul de către specialiștii din Republica Moldova, sunt parte din planurile de contingență. În caz de necesitate, suntem pregătiți să acționăm.
O ultimă întrebare, doamnă ministru. Deja Republica Moldova a depus acel document pentru a putea să intre în Uniunea Europeană. Aveți răspunsuri? Au mai fost discuții? Va da cineva un termen când s-ar putea întâmpla real? Termenii sunt clari, avem un an la dispoziție să ne mobilizăm, să realizăm primele condiționalități, după care ne vom mișca conform parcursului prescris. Pot să vă asigur că deja am și creat echipele de negociatori, sunt clare foile de parcurs, se lucrează deja pe realizarea acestor prevederi, ceea ce demonstrează că ne dorim să fim parte dintr-un spațiu democratic, ne dorim să contribuim și la securitatea Uniunii Europene, ce și ce facem în aceste 8 luni, fiind la hotarul extern a Uniunii Europene, și vom fi în continuare partenerii de încredere pentru toate statele membre. Cu siguranță România va susține, așa cum a făcut-o de fiecare dată, așa intrarea Republicii Moldova. Așa cum a făcut-o România, o facem fiecare zi, o simțim în fiecare zi și eu mulțumesc colegilor, inclusiv din sectorul afaceri interne, că ne sunt aproape. Ne împărtășesc din practică și experiență. Sunt colaborați aproape... des cu Ministerul de Interne din România? Aveți, printre nu știu, primele apeluri pe care le-am făcut din data de 24 februarie a fost un apel pe care l-am avut și o discuție telefonică cu domnul Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne al României, și am agreat să creăm o celulă de criză, ceea ce ne-a permis să luăm decizii prompte, rapide, pentru a gestiona și fluxul de refugiați, dar și multe alte nevoi care au fost consecințe, probleme care au fost generate de războiul din Ucraina, inclusiv gestionarea fluxului marfar și multe altele. Asta ne face să rămânem în continuare încrezători că suntem partea unei echipe mari, puternici, alături de statele membre UE și alături, desigur, de România. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezență și, evident, pentru că mi-ați acordat acest interviu. Cu drag!